Da, prima este eficientizarea aplicării politicii agricole comune și în acest sens este vorba de simplificarea procedurilor, pentru că pe perioada anterioară am pierdut 2007-2013, am dezangajat 1 miliard de euro, la care se adaugă penalizări de peste 600 de milioane de euro. În altă ordine de idei, accesul la banii europeni este extrem de complicat și în acest sens am fost criticați de multe ori pentru ghidurile complexe pe care le-am postat pe site, spre exemplu recent chiar, la sfârșitul anului trecut, și am declanșat un proces de consultare, grupuri de lucru la nivel de țară, la nivel regional, și după aceea le centralizăm cu producători, cu reprezentanții ai producătorilor, ai consultanței și ai Ministerului Agriculturii prin agențiile de plăți. În altă ordine de idei, deci pe lângă simplificarea procedurilor, avem un proces intern de evaluare. Chiar am avut zilele acestea un expert european în acest sens, pentru că avem proceduri prea complexe și pentru funcționarea agențiilor de plăți și vrem să creștem eficiența acestor agenții. Repet, în contextul în care noi avem 20 de miliarde pe perioada de euro pentru perioada 2014-2020, cred că asta pentru orice ministru trebuie să reprezinte o prioritate, absorpția fondurilor și modul în care aceste fonduri ajung și pe ce proiecte ajung în România.